Domnule primar, stimați cetățeni, dragi copii, așa cum se obișnuiește de aproape 100 de ani, sărbătorim astăzi Ziua Națională a României. Această zi de 1 decembrie 1918 a fost și rămâne cea mai importantă pentru români, deoarece s-a împlinit visul de aur al românilor, Marea Unire. Înfăptuită după unirea Basarabiei și Bucovinei, ea corespundea voinței legitime a tuturor românilor, la fel ca și în cazul altor popoare europene. Ea constitui un stat peste teritoriile locuite de ei. Fie ca această zi măreață să aducă tuturor locuitorilor României pacea și prosperitatea pe care înfăptuitorii de la 1 decembrie 1918 au dorit-o pentru urmașii lor. La mulți ani, România! În continuare, pentru deschiderea festivă a activităților dedicate marelui eveniment, vă rog să-mi permite să intonez imnul de stat al României, Deșteaptă-te române! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adâncirea barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum o niciodată să ne îmbăvezi la lume, că naște mâine ai curge un sânge de român, un sânge de român. Acum o niciodată să ne îmbăvezi la lume, că naște mâine ai curge un sânge de român, un sânge de român. Și când a noastră pierduri păstrăm cu fală nume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, română națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Cu brațele înarmate, cu focul vostru ne vine viață, libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, deviză libertate și scopul ei prea sfânt, și scopul ei prea sfânt. Murim mai bine luptă cu glorie de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. În continuare, domnule părinte, vreau un acum.
și curia și în vecii vecilor. Amen. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără moarte, miluiește pe noi. Mărire Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă prădejile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Mărire Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșitorilor noștri. Și nu începe noi în ispită, ci mântuiește-ne cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după marirea Ta, ne rugăm Ți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru preasfințitul episcopul nostru Petroniu și pentru toți frații noștri, cei întru Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român, de aici de pretutindenea, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru oștirea țării cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Domnului să rugăm, Doamne, miluiește. Precum ai ascultat cu milostivire rugăciunile robilor Tăi, Doamne, și le-a arătat lor marea Ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecând cu vederea, împlinește spre slava Ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor Tăi din această parohie și din țara noastră. Și arată spre dânsii mila Ta cea bogată, trecând cu vederea greșelilor lor. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște tămâie cu un miros, ca o ardere de tot binevenită să fie într-o tot bunule, Stăpâne, această mulțumire a noastră, înaintea slavei Tale, și trimite totdeauna Ta în îndurat robilor Tăi, mila Ta cea bogată și îndurările Tale. Și izbăvește pe robii Tăi de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași. Pe ei, biserica Ta cea sfântă, orașul acesta, țara noastră și pe tot poporul Tău, dăruindu-le tuturor sănătate, lungime de zile, sporire în toate faptele cele bune, într-o tot îndurate împărate, auzi-ne și de grab, Îi miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Te milostim și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și Ție slavă, ținățăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă,
La ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște rob netrebnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra poporului român, din marea lui unire într-o singură țară românească și creștină, și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși că sunt înaintea ta mulțumim, rugând cu minință nemăsurata și nespusa ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi, cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește, asporindu-l dreapta credință, într-o dragoste cea către tine și cea către aproape și într-o toate faptele cele bune și a dobândirea de tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le lor pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumirea ți aduce, cele prea bune am grăit și a cânta ție, celui fără de început și al celui al tău părinte și prea sfânt și bunul. De viață făcătorului tău Duh, acum și bunuria și în vecii vecinor. Amin. Prea fericitului părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înalt prea sfințitului arhiepiscopului și mitropolitului nostru Andrei, prea sfințitului episcopului nostru Petroniu, dă-le, Doamne, zile îndelungate, bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în propovăduirea și în păzirea și în povățuirea turmei cele cuvântătoare pe care a mântuirii și păzește într-o mulți ani. Mulți ani, mulți ani, într-o mulți ani. Conducătorilor țării noastre, mai marilor orașelor și ai satelor, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bune sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință, și păzește într-o mulți ani. Mulți ani, mulți ani, mulți ani, într-o mulți ani. Bine credincioșilor care sunt de față la această sfântă slujbă, și poporul român de aici și de pretutindenea, dă-le, Doamne, zile derungate, pace și sănătate, și întru toate bune sporire, și păzește întru mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că cine prea curată e Maicii sale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. La mulți ani România, la mulți ani România. Onorată asistență, ziua de 1 decembrie, ziua națională a României, marchează unirea din 1918, care prin înfăptuirea ei a adus la orată pe toți românii. În zilele noastre, ziua de 1 decembrie este un prilej de a aduce aminte și de a cinsti pe cei care de-a lungul istoriei au contribuit la formarea poporului român. Totodată este ocazia să ne reflectăm și la prezent, la momentele dificile prin care trecem. Avem copii, nepoți, familii, care sunt plecați în lumea întreagă. Ei, de cele mai multe ori, acolo unde sunt, demonstrează tuturor că nu suntem inferiori nimănui, ci dimpotrivă, prin faptele lor, fac ca să se vorbească despre România cu recunoștință. Este vorba de recunoștința unei lumi întregi pentru faptul că această țară a dat patrimoniul universal atât de multe. De ziua națională să ne aducem aminte de marile idealuri care au făcut posibilă Marea Unire din 1918. Deși ani au trecut, ideile care au stat la baza unirii nu și-au pierdut semnificația,
Este momentul în care trebuie să ne angajăm să ducem mai departe idealurile care au făptuit Marea Unire și să facem din România noastră, din orașul nostru, pentru urmașii noștri, o țară, un oraș prosper și demn. Cu această zi începe și perioada sărbătorilor de iarnă, pe care le așteptăm cu toții, pentru a le petrece în familie alături de cei dragi. Urez tuturor cetățenilor din orașul Ceusivanei sărbători fericite, la mulți ani România, la mulți ani români! În continuare dăm cuvântul domnului profesor Gavra Augustin Leontin. Domnule primar, onorați oaspeți, stimați cetățeni ai orașului Ceusilvaniei. Ziua de 1 decembrie 1918 a fost și va rămâne cea mai importantă din istoria zbuciumată a poporului român. Unirea Transilvaniei, Banatului, Chișanei și Maramureșului cu România în 1918, după ce în același an se uniseră Basarabia și Bucovina, este partea unui proces european de transformare a vechiului continent, petrecut la sfârșitul primului război mondial. Prin acest proces, harta politică a Europei centrale și răsăritene s-a modificat substanțial în funcție de mai mulți factori. Unul dintre aceștia a fost voința unor popoare de a-și făuri state naționale, după exemplul aplicat de mai multe secole în Europa Occidentală, iar altul a fost interesul marilor puteri învingătoare la finele conflagrației mondiale. Referitor la primul factor, privind dreptul la autodeterminare al națiunilor din Austro-Ungaria, decisiv au fost anii 1917 și 1918. Țin să menționez că fruntașii românilor sălăjeni s-au aflat în fruntea acestor acțiuni atât pe fronturile războiului, cât și pe cel intern de acasă. Prima declarație ce are ca obiectiv principal unirea Transilvaniei este la Darnița, în Moldova, anului 1917. Organizată de românii transilvaneni, printre care și șimleoanul Victor Deleu, aceasta va avea ca urmare înregimentarea a 10.000 de voluntari ardeleni, prizonieri de război în armata română. Sub locotenentul sălăjan, Victor Deleu, deplasându-se cu armata de voluntari la Iași, ține o cuvântare memorabilă pe socul statuii lui Cuza, subliniind credința în idealul unității neamului românesc. Citez: și mergând înainte vom birui, vom birui, pentru că nu sunt așa de înalți Carpații cât ne sunt de înălțate inimele. Și într-adevăr, și cu ajutorul acestora, armata română a obținut marile victorii de la Mărășești, Mărăști și Oituz, victorii care au redat demnitatea armatei și statului român, creând totodată premizele de săvârșirii unității naționale. Apropierea sfârșitului războiului i-a găsit și pe românii din țara Silvaniei organizați pentru a se desprinde de Austro-Ungaria și a se uni cu România. Îi găsim implicați în momentele cheie ale acestui proces, de la declarația de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918 la formarea Consiliului Român Central sau în organizarea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. În negocierile cu reprezentanții guvernului maghiar, cel care va comunica fer opțiunea națiunii române a fost sălăjanul Iuliu Maniu. Citez: națiunea română vrea ca statul său propriu și suveran, iar națiunea română vrea să-și îndeplinească suveranitatea sa națională și de stat pe întreg teritoriul de locuit de români ai Ardealului și Ungariei și nu poate admite ca să se pune piedici acestei suveranități din enclave străine meșteșugit făcute și susținute. De asemenea, în cadrul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, cuvântul de deschidere a fost rostit de marele patriot din zona noastră, Pop George de Păsești. Prin cuvântul din deschidere, el întărește despărțirea totală față de Imperiul Austro-Ungar. Citez: acest neam afrând cătușile care îl ținea legat de glia oligarhilor străini. Lanțurile acestei robii suntem chemați, fraților, să le zdrobim astăzi în această mare adunare. La finalul Marii Adunări, cei 1228 de delegați aleși din toate regiunile Transilvaniei au adoptat rezoluția
care prevedea la punctul 1, citez, unirea tuturor teritoriilor locuite de români și de dânsii cu România. Stimați concetățeni, trecutul oricărui popor în lumea civilizată trebuie cunoscut nu pentru încrâncenare și răzbunare, ci pentru destindere și înțelegere. Vorbind despre trecutul Transilvaniei, putem spune că a fost mai ales un spațiu al conviețuirii pașnice. În trecut au suferit și au fost fericiți, adesea în momente diferite, și români, și maghiari, și germani, și alții. Nici suferințele și nici bucuriile nu trebuie uitate. Amintirile trecutului sunt un patrimoniu de neprețuit, iar păstrarea lor este un atribut al popoarelor civilizate. Trecerea celor 99 de ani de la înfăptuirea marelui ideal național găsește România integrată în structurile lumii civilizate, așa cum își doreau cei care au realizat Marea Unire de la 1 decembrie 1918. La mulți ani, România, la mulți ani, români! Începe depunerea de jertfe de flori pe fond muzical al corului Școlii Gimnaziale Andrei Mureșan. Parlamentul României, Camera Deputaților. Primăria orașului Cehosilvaniei. Consiliul Local Cehosilvaniei. PSD Cehosilvaniei. PNL Cehosilvaniei. UDMR Cehosilvaniei. Asociația Culturală Plaiuri Codrănești Cehosilvaniei. Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești Cehosilvaniei. Școala Gimnazială Andrei Mureșanu Cehosilvaniei. Școala Gimnazială Diulo Filaslo Cehosilvaniei. Complexul de Servicii Sociale Cehosilvaniei.
Administrația Finanțelor Publice CEU Silvaniei. Ocolul Silvic CEU Silvaniei. Sece Rombel. Ansamblu folcloric Păienița CEU Silvaniei. Stimați cetățeni, în continuare, sunteți invitați la programul artistic dedicat Zilei Naționale a României, care va avea loc la Casa Orășenească de Cultură a orașului. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români!